Bună ziua și bine ați venit la un nou episod al vlogului. Astăzi este luni, voi vedeți asta marți, că atunci îl postez. Albert este la grădiniță, am fost și am luat niște mâncare pentru Aki, pentru că a rămas fără și urmează să dau comandă. Și să începem ziua frumos, hai! Gata, am ajuns să-l iau pe Albert, dar mai întâi am parcat aici la Lidl. Doamne, ce greu am găsit loc de parcare. Este ora 5. Cred că am dat 4 rânduri să găsesc ceva, un loc în care să merg să parchez. Aș fi putut să parchez la magazinul de lângă, dar nu e cazul. Pentru că nu există legătură rutieră, să zic așa. Și acum mă duc să le iau pe Albert, după care merge la cumpărături. Că, na, ne-am întors de la mare și nu prea mai avem de niciunele prin frigider. Nu scrie. Pe unele scrie, pe unele nu scrie. De asta mi-e mai greu și mie să-mi dau seama ce mașină este. Am văzut un Mazda. Mazda. Oare vedem Mitsubishi pe aici? Da, am văzut. Da? În spate, da. Așa este. Și pe aici? Nu e niciunul? Uite o biserică acolo. Da, uite, cupola unei biserici. Da. Cum a fost la grădiniță astăzi? Văd un semn acolo. Da, așa este. Cum a fost la grădiniță? Bine. Bine? Da. Ia zi, ce semn e ăsta? Care scrie... Stop! Așa e. Bobiță și buburuză. Exact, exact, am bobiță. Uite foidul. Da. Uite un foid acolo. Da. Așa că aici în față oprim. Le punem la coș și intrăm și noi în magazin, da? Așa. Acum nu mai e nimic. Nu mai e nimic, este liber să facem cumpărături. Da. Hai la cumpărături. Bun, deci luăm merele astea două, da? Astea două. Le vreau eu. Să desfacem punga. Bagă-le aici. 1 2 Bun. Le punem așa. Acum pot să mă bat la loc aici? Da. Ia să vedem. Da, mama e aici. Bun, pun-o. Bun. Bun, și mergem mai departe. Da. Este săptămâna grecească și sunt produse care se găsesc și în Grecia. Produse grecești. Cică. Astea sunt? Da, nu știu, vedem ce găsim. Luăm un chefir. Da, luăm un chefir de la altul, de care ne place nouă, da? Ce chefir? O să ajungem acolo și o să vezi. Și am ajuns acasă direct pe treabă, da? Trebuie să avem grijă să nu vină hoțomanul să ni le ia, da? Ăsta este kitul de badminton. Aici este, sunt două țevuști așa lungi și la mijloc este acest fileu. Așa, dar hai să-l montăm mai întâi. Da, da. Eu să-l plin cu paletele. Da. Așa. Deci, da, să-l plin. Bun. Și acum trebuie să duci. Uite așa se face. Tata, uite. Trebuie să lovim cu racheta, trebuie să lovim acest fluturaș. Ca așa se numește asta, fluturaș. Poți să-mi dai și mie unul? Da. Și se dă dintr-o parte în alta a fileului. Și se face așa, uite. Bine. Da. Și tu trebuie să vii să dai cu racheta în el. Să-l dai înapoi peste fileul la mine. Mai încearcă. Și cum timpul trece repede atunci când te distrezi, am trecut la basket. Hei, 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 hei! Să mingeam pe ce, domnule Aki? În mod normal,
Îl țin la 80 cm înălțime pentru Albert, dar acum ca să mă joc și l-am ridicat la 180 cică și am nevoie să fie aici un pic rezistent și am pus două scaune de astea ca să țină. Și asta este înălțimea pentru Albert. Acum este la în jur de 80 cm. Este mai joasă decât înălțimea lui, dar în curând probabil că o să mai creștem puțin la 1,10 m după ce mai capătă forță. Activitate intensă după grădiniță. Ar părea că... Tata, îți place așa de mult să tunzi? Da. Da? Să nu pară altceva. Îmi place că nu renunță. Bravo, tata, mă bucur că nu ai renunțat. Felicitări că ai tăiat crangaia.